Cordița, Tâneț 1 și semne și semnale. Două autospeciale au fost trimise de urgență la blocul incendiat, însă pompierii nu au putut interveni pentru că la subsol a avut loc un scurt circuit. Au fost nevoiți să aștepte întreruperea furnizării curentului electric. În acest timp, locatarii erau evacuați din apartamente. O ieșit pum pe geam. Urmă a făcut explozie, în continuu, până când s-o ars cablul. Păi aștept să-mi zică pompierii? Era fum tare acum. Pe scară, da. Domne, ăștia pompieri, nu știu să facă. Pompierii au avut nevoie de 2 ore pentru lichidarea incendiului. Era o cantitate foarte mare de fum care se degaja în urma incendiului, care se dispersa pe casa scării și în locuințele proprietarilor. Nici o persoană nu a fost rănită, dar pagubele materiale se ridică la 5.000 de lei.